facem pentru românii din Ucraina, cu busele și cu sistemul de învățământ. Domnul ministru Pop este în întâlnire cu omologul ucrainian. Acolo încercăm să dezamorsăm situația, să găsim o soluție pentru copiii români. Și înțeleg că împreună cu doamna ministru Păstârnac lucrați la o modalitate de a reuși ca busele acelea să ajungă mai multe, dacă se poate, la copiii români. Și care dintre noi ați dormit toți? Doamna ministru? Domnule prim-ministru, continuăm discuțiile împreună cu colegii de la Ministerul Educației și Ministerul Afacerilor Externe și suntem în fază aproape finală pentru a oferi un pachet educațional elevilor care studiază în limba română în Ucraina și pentru a susține pregătirea profesorilor de limbă română și de alte materii predate în limba română în România. Sperăm ca după discuțiile de astăzi la Kiev ale colegului nostru să venim cu o propunere concretă săptămâna viitoare.